Percheziții la ocolul silvic din municipiul Pașcan, miercuri 28 septembrie. Poliția română, prin direcția de investigare a criminalității economice, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă înalta curte de casație și justiție, a căutat prin documentele instituției pășcănene probe în două dosare penale, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbor din fondul forestier național și de lapidare. Subiectul este la nivel național, însă, pe plan local, ar fi vorba despre o firmă din Suceava, care a exploatat câteva mii de metri cubi de lemne din 10 parchete de pe raza ocolului Silvic Pășcănean, din 2019 și până în prezent. Oamenii legi au cerut toate documentele pentru plățile efectuate și alte acte care pot fi probe în dosare. La nivelul județului s-au făcut percheziții în patru ocoale silvice, la Pașcani, Poduiloaiei, Răducăneni și și Iași. Potrivit unui comunicat de presă trimis de poliție, astfel de percheziții au avut loc la sediile a 17 ocoale silvice din întreaga țară, dar și la punctele de lucru, depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională. În fapt s-a stabilit că două grupări constituite în județul Suceava ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic. Astfel, prin intermediul acestor societăți din 2019 și până în prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite. Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată parțial prin virament bancar iar diferența nefiscalizată ar fi fost achitată în numerar prin intermediul unor persoane de încredere. Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor, se arată în comunicatul de presă trimis de Poliția.

După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite împreună cu organele de control din cadrul ANAF și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv Rom Silva, au efectuat controle specifice și inventarierii ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale din domeniul silvic. De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul Inspectoratului de Poliție județean Suceava.